Iar am auzit o discuție despre problema spațiului de depozitare a hăinuțelor. De data aceasta, Hatige vorbea cu doamna Eleonora când făcea curățenie în bucătărie despre faptul că anemona nu are loc unde să-și pună hăinuțele. Îi spunea doamnei Eleonora că faza e că nu e corect că anemona nu are decât sertarul de supat și chiar și acela este rupt. Și zicea apoi Hatice, păi dacă tu spui că nu e loc în dulap și tu ai și în partea de sus și în partea de jos, scuză-mă pe mine, dar nu e corect. Acum eu știu că în dulap are și Maria haine, s-ar putea despre ea să fie vorba că are și în partea de sus, are și în partea de jos. Și din cauza asta anemona nu are unde să-și pună hăinuțele spunea Anemona nu-i nicio problemă, asta e, am venit și eu mai târziu. Corect ar fi să îi facă normal și ei loc la hăinuțe, dar acum tocmai partea de sus și partea de jos a dulapului crease o problemă